Prezența la urne în localitatea Dobrești din județul Timiș a depășit 160% pentru alegerile locale încă de la ora 14, însă nu este o premieră. Și în alte rânduri de alegeri în această localitate se înregistrau aceste cifre în jurul prânzului. Pe listele permanente sunt înscrise 36 de persoane cu drept de vot, din care 21 și-au exprimat opțiunea electorală la primele ore. Alte 37 de persoane au votat pe listele suplimentare după ce și-au făcut viza de flotant. La ora 14, în județul Timiș, trecuseră pe la urne 23,4%. 14% dintre alegători, adică peste 145.000 de votanți. În continuare cu acest procent, județul este al șaselea de la coadă ca prezență la urne în România.